Primăria municipiului Roman cumpără de mai mulți ani produse, dar și servicii de curățenie de la aceeași firmă. În anul 2022, șapte astfel de contracte au fost încheiate între municipiul Roman și SECE Vladelsor Serv SRL. Primul contract, în valoare de 25.206 lei, a fost încheiat pe 18 ianuarie 2022 pentru servicii de curățenie la Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Un al doilea contract, încheiat pe 4 februarie 2022, descris ca fiind pachet de produse de curățenie, are o valoare de 16.796,19 lei, iar al treilea, încheiat 12 zile mai târziu, are o valoare de 81.844,90 lei pentru pachet curățenie Vladelsor 18. În aceeași zi, o altă achiziție de la firma menționată a fost în valoare de 4.693,20 lei. Alte produse de curățenie au fost achiziționate de primărie de la aceeași societate pe 9 martie 2022, valoarea pachetului fiind de 16.366,84 de lei. Așa se achiziție de la firma menționată în anul 2022 a avut loc pe 2 august, tot pentru servicii de curățenie la Biblioteca Municipală George Radu Melidon, contra sumei de 25.206 lei, iar cea de-a șaptea s-a încheiat pe 11 octombrie 2022, valoarea sa fiind de 75.599,68 de lei. Prețurile sunt fără TVA. Achizițiile de la Sece Vladelsor Serv SRL pe anul 2022 2022 totalizează 245.712,13 lei fără TVA, adică circa 61.000 de euro inclusiv TVA. La început de an 2023, municipalitatea a încheiat un contract cu SC Vladelsor Serv SRL în valoare de 252.099,5 lei fără TVA, adică circa 61.000 de euro cu TVA inclusă pentru pachet produse de curățenie. Contractul este încheiat pe 25 ianuarie 2023. Cel mai probabil Produsele de curățenie livrate de firma contractată sunt folosite în toate instituțiile cu caracter public aflate în subordinea primăriei.